au fost printre cei 150.000 de oameni care au protestat pașnic în fața guvernului. Au fost martori și la violențele huliganilor, iar astăzi au venit din nou în centrul capitalei ca să le mulțumească jandarmilor pentru felul în care au intervenit. Vă mulțumim foarte mult pentru ce faceți. Vă simțim așa aproape de noi. Ce s-a întâmplat aseară la sfârșitul manifestației n-are legătură cu manifestația în sine. Manifestația în sine, nu știu, mie mi-a dat un sentiment parcă aș fi fost pe holurile universității. Adică oamenii erau decenți, își exprimau o nemulțumire. Le mulțumim foarte mult pentru aseară, că i-am simțit aproape de noi și pe viitor, că o să mai avem multe zile de protestat, să fie la fel de fel. Mulțumim! Și echipa TVR a primit flori de la tinerii veniți în fața guvernului.